Salut, sunt Robert și o să vreau să vă vorbesc astăzi despre brățelele electronice. Nu știu dacă ați prins știrea, dar a fost o știre cum că s-a aprobat folosirea brățelor electronice în violența domestică în România. De parcă asta era problema principală. O să vă explic de ce nu vor funcționa brățările ale electronice, cel puțin niște ani de acum încolo, că e o altă găsenliță a astora de la putere de a sifona niște bani. Nu zic că era ideea în sine, zic doar că este nefuncțională în România. Da? Pentru că nu brățările electronice erau problema în România, ci modul în care reacționează poliția era problema în România. Brățara electronică în sine este un alt dispozitiv care ajută victima violenței domestice, de exemplu, să transmită mai repede informații că urmează să fie atacată sau că este atacată sau că este încălcat un ordin de restricție și transmite mult mai eficient informațiile astea, da? adică mult mai rapid. Pentru că și acum poți să dai telefon la 112, nu te ține nimeni, adică este exact aceeași situație. Numai că problema nu este comunicarea la momentul ăsta, pentru că există telefon, poți să faci aplicații pe telefon, poți să faci ce vrei tu. Problema este modul de reacție al poliției. Adică de acolo trebuie a pleca din punctul meu de vedere. Ca să nu parui niște bani pe fereastră, ca să nu iei niște dispozitive care în final nu își vor dovedi eficiența, dar nu datorită dispozitivelor în sine și ci sistemului, ci datorită modului în care reacționează poliția. Pentru că și acum, dacă sunt la poliție, mai ales în zonele rurale, nu știu dacă știți asta, dacă sunt la poliție în zonele rurale, durează niște zeci de minute bune până când ajunge poliția la tine. Ori degeaba ai pus brățara electronică dacă durează zeci de minute bune să ajungă poliția la tine, pentru că ăla va face tot ce va trebui să facă. Adică nu are absolut nicio restricție să, a, să, să agreseze victima în continuare. Da? Plus că mai au o problemă cu semnalul de telefonie mobilă, pentru că în zonele rurale, de exemplu, acolo unde au loc destul de multe evenimente de astea de violență domestică sau cel puțin din punctul meu de vedere, nu prea există acoperire date. Adică. Foarte posibil ca brățara aia să nu funcționeze. Adică ea să fie setată să se apropie într-un anume, într anume perimetru de victimă și brățara să nu funcționeze, pentru că nu poate să transmită datele mai departe către, către server. Da? Bun. Ele își au valoarea lor, pentru că e mult mai ușor să dovedești după aia în instanță că agresorul s-a apropiat de victimă pentru că ai un dispozitiv tehnic care îți dovedește asta, adică nu-ți mai trebuie fotografii, nu-ți mai trebuie cuvântul victimei contra cuvântului agresorului și martor și a toată felul de alte chestii. Din punctul ăsta de vedere este foarte bună, pentru că va transmite locația uh, victimei și locația agresorului și când ăștia doi se apropie la o distanță mai mică de cât e setat acolo, softul va înregistra și va putea fi folosit ca probă în instanță în cazul în care agresorul se apropie de victimă. Dar problema principală nu o rezolvă, aceea că victima va fi în continuare agresată și că poliția nu va reacționa. Despre asta e vorba final. Adică, finalmente, poliția nu o să reacționeze, pentru că asta e poliția română. Da? O să le ia zeci de minute să ajungă la victima respectivă, pe diverse motive. Au avut alte specii, au avut alte cazuri, au avut alte... N-au combustibil, e mașina stricată, n-a avut chef polițistul să trezească asta și la cooperă șefii să nu dea prost după aia și tot așa. Adică tot felul de motive și tot felul de altfel de chestii, da? Bun, hai să o vedem și pusă în practică, pentru că din punctul meu de vedere nu cred că va funcționa foarte mult. Are un efect psihologic, efect psihologic pe care ar fi trebuit să-l aibă și ordinele de restricție emise de instanță, care, după cum vedem și am văzut în ultima perioadă, nu prea-și face efectul. Adică pe, românii, pe agresorii românii doar la bașchez de ordinele de restricție. Da? Părea mea e că este încă o metodă de a sifona niște milioane de euro pe niște dispozitive, softuri, echipamente și toate, toate chestiile astea. Uh, încă o dată, are niște chestii bune, dar nu cred că va funcționa așa cum ne așteptăm noi sau așa cum se așteaptă oamenii de la un astfel de dispozitiv. Cel puțin în România. Bun, mulțumesc că sunteți alături de mine pe aici. Dați click pe subscribe și pe clopoțel, vă anunț eu tot cum mai pun filmulețe pe aici și vă aștept și la următoarele filmulețe. Mulțumesc, la revedere!